Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul Atelierul Tău. Eu sunt David, iar în acest videoclip o să vă prezint un clește de legat sârmă de la Makita, model DTR-180ZJ. Acest ZJ de la final vine de la faptul că se livrează solo, fără acumulator și stație de încărcare, dar se livrează într-o cutie MacPack de la Makita. Cred că este MacPack-ul 4, dacă nu greșesc, varianta ceva mai mare. În cutie există spațiu și pentru acumulator și pentru stație de încărcare, așadar, dacă aveți deja acumulatori, puteți să luați această variantă. Bineînțeles că se găsește în diverse variante, și cu acumulatori în set, și variantă solo, doar în cutie de carton și așa mai departe. Pentru cine nu știe, acest clește se folosește pentru legarea fierului beton în zona de construcții. Cam asta este principala lui utilizare și singura utilizare. Știe să lege foarte bine. Cu asemenea mașină, categoric avem un avans de lucru foarte, foarte bun. Putem să eliminăm, să zicem, doi oameni care ar face același lucru. Se găsește pentru ea inclusiv un mâner ca să poți lucra cu ea din picioare. În spate aici avem recipientul pentru sârmă. Se deschide această carcasă, putem să introducem aici foarte ușor sârma, cred că puteți observa și voi. Nu vine cu sârmă livrată deloc în pachet, dar se găsește, bineînțeles, de achiziționat separat. În partea din față, una dintre cele mai importante funcții pe care le are această mașină, are o deschidere a fălcilor de 35 de mm, până la un diametru de 35 poate să lege. Dimensiunea minimă de legare este 10x10, adică două bare de 10 mm poate să le lege. Are mai multe funcții. Aici avem butonul de start-stop, de aici se pornește și se oprește alimentarea cu energie electrică, după care bineînțeles că avem butonul acesta de pornire principal. Una dintre cele mai importante funcții este aceasta. Poate să facă o legătură la apăsare de buton sau poate să facă legătură continuă dacă ținem butonul tot timpul apăsat, pentru că ea are aici un senzor, să-i zicem, care detectează când am apropiat-o de fiare și o să facă legătura în acel moment. Deci putem să o ținem apăsată, să facem legătură după legătură, o să vedeți asta în momentele ce urmează la teste. În partea de jos avem un selector pentru nivelul de strângere. Ea are 6 nivele de strângere. Deci dacă fierul trebuie să fie puțin mai mobil ca să putem jongla cu el, atunci lăsăm un nivel de strângere mai mic. Dacă trebuie să fie foarte, foarte bine strâns, lăsăm un nivel de strângere mai mare, dar ea oricum nu o să strângă foarte tare încât să întindă prea mult sârma. Așadar, strângerea nu o să fie făcută extrem, extrem de strâns, cum ar face o mână omului, să zicem, fără să depună prea mult efort, fără să întindem sârma prea tare. Construcția mașinii este una foarte, foarte solidă, foarte important și faptul că este dotată cu un motor de tip brushless, mânerul tip bormașină îmbrăcat în silicon, iar jos slotul pentru acumulatori. Funcționează pe platforma Makita LXT, cea mai mare platformă de unelte de la Makita, platforma de 18V, cu toate tipurile de acumulatori și, foarte important, această mașină funcționează și cu cei de 14,4V, în același slot, deci dacă aveți de 14,4, îi puteți folosi cu această mașină fără nicio problemă. Avem și o clemă aici pentru agățare la curea, dacă folosim mașina în modul acesta, dacă lucrăm pe banc sau lucrăm la înălțime și nu folosim cu acel suport. Sistemul de funcționare este cât se poate de simplu, așadar vă las să urmăriți testele pe care le-am făcut cu ea. Puterea de strângere 6 și practic o punem pe legătură. Și cam atât durează să faci o legătură. O secundă, o legătură bine strânsă. Fierul acesta pe care l-am eu aici este de 6 mm, adică 2x6 și nu le strânge chiar de tot. Limita minimă ar fi 10x10 ca să le strângă foarte, foarte tare. Dar de dragul testului am adus aici această bară de fier beton de 22 și o să o legăm împreună cu fierul de 6. Și acum l-a strâns bine. La fel și aici. Și cam așa arată. Strânge suficient, dacă mă uit acum atent la cât le-a strâns, pentru că sârma este destul de întinsă, doar că pe fier oricum nu o să stea bine. Aceasta nu trebuie luată în considerare, că a fost doar de test, dar e suficient de strânsă. Nu știu exact cât de tare se strâng în mod normal pe șantier ca să fie fixate, dar cu siguranță aceste legături o să țină. Și aici avem bara care este, se mișcă, nu pot să zici că este fixă pentru că nu este sudată, dar este bine legată, nu o să plece de aici.
După cum ați văzut la teste, nu am testat fix această mașină pentru că mai aveam una pentru teste. Există și modelul DTR181, care este surioara mai mare, să zicem. Are o deschidere de 55 de mm varianta DTR181, dar aceea funcționează exclusiv pe gama de 18V, nu și pe gama de 14,4. Cea mai utilizată, în schimb, este această variantă DTR180. Așadar, așteptăm părerea voastră jos în secțiunea de comentarii. Scrieți-ne cum vi se pare această mașină de legat sârmă de la Makita. Iar dacă vreți să aflați mai multe detalii despre ea sau chiar să o achiziționați, în descrierea clipului găsiți un link către magazinul nostru online atelierultău.ro. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!